Salutare și bine v-am găsit la un nou challenge culinar absolut delicios, pentru că astăzi, după cum ați văzut și în titlu, facem un KFC challenge cum nu am mai făcut până acum. Am mai făcut KFC challenge înainte, dar challenge-ul de azi este unul mai extrem, pentru că, fiți atenți ce am pregătit pentru voi, avem acest American Bucket absolut ia, uitați ce e aici. Hai de viața și de zilele mele. Am pregătit pentru voi 8 sortimente de sosuri amestecate cu diferite chestii. O să vi le prezint imediat. Așa că avem felul următor. Hai să vă arăt aceste minunății pe care le-am pregătit aici. Avem aici un... De fapt, e dulceață de... Cum se chemau acelea, chestiile alea pe care le furam eu din curtea vecinului? Dulceață de soc. Avem pusă deoparte puțin aici. Pac. Aici avem un ketchup amestecat cu sos teriyaki. Absolut îngrozitor. Aici ceva foarte simplu, sos de usturoi. Aici avem un iaurt de căpșuni. O să le deschidem imediat după. Aici avem oțet amestecat cu esență de vanilie și vreau să aveți mare încredere în mine, pentru că exact chestiile astea sunt aici. Nu știu de ce, dar aș vrea tare mult să simțiți și mirosul și gustul prin cameră, doar că nu se poate. Aici avem smântână amestecată cu maioneză. Nu am mâncat în viața mea smântână amestecată cu maioneză. Aici avem un sos teriyaki simplu, iar aici ingredientul principal și cu siguranță cred că și voi... Nu știu dacă vă dați seama, dar știu că arată ciudat, doar că este Nutella. Nu vă mai gândiți la prostii. E Nutella aici, știu că arată nașpa, dar e. Ok, aici sunt toate ingredientele. Am pus și asta aici. Aici avem o cană cu suc, în caz de o să vomit. Hai să-i dăm bătaie. Iar acum o să trebuiască să le degustăm. Ok, introducerea la fiecare sos. Avem aici chicken nugget, cum se zice. Ok, ia să vedem. Mamă, dar ce avem aici? Trebuie să vă arăt neapărat. Trebuie neapărat să vă fac și vouă un poftă, pentru că arată absolut delicios. De-abia l-am cumpărat, încă sunt calduțe. Ai de viața și de zilele mele. Nu mai știu dacă le-am luat picante, dacă sunt picante sau nepicante, dar probabil cu siguranță sunt picante. Ok, și nu știu ce să iau prima oară de aici. Ok, eu pur și simplu o să le degust pe fiecare în parte și o să le dau note. Doamne, ajută-mă să nu mor! În momentul ăsta vreau să dați un mare like dacă mai vreți astfel de challenge-uri, astfel de nebunii, și hai să dăm bătaie, pentru că o să mă duc pe bal. Hai să dăm bătaie! Prima oară avem aici dulceața de soc, cred că toată lumea știe cum arată o dulceață de soc. Hai să vedem. Mie îmi place dulceața de soc, v-am mai zis povestea că o furam din curtea vecinului, ea e, așa nu-i problemă. Și ce să luăm aici? Iau un crispy strip. Ia uitați-l, avem aici crispy strips nouă. Yummy! Oh yeah! Vai de viața mea cât de bun e! Băi! Deci ăsta e picant. Da, cu dulceață. Bă, cât de bun ești, nebun la cap! Nota 10 pentru dulceața de soc. Nici nu-mi vine să cred cât este de bună. Trebuie neapărat să încercați și voi chestia asta. Ok. Așa că hai să trecem la următoarea, care este, cred că este smântâna cu maioneză. Dar nu știu cum se face, are miros de usturoi. Grav de tot. Ok. Hai să vedem ce gust are. Vă și arăt cum arată. Nu arată rău, arată ca o smântână normală, dar amestecat cu maioneză, nu știu ce să zic. Hai să vedem! Oh my god, ok. Woo! Bă, e bună rău! Nu prea are gust, dar e bună rău! Îi dau nota 10 și la asta. Nu era deloc. Iar acum trecem la următoarea, care este iaurtul de căpșuni. Ia uitați ce frumos arată. Mie îmi place foarte mult iaurtul, așa că ia să vedem. Îmbibăm aici bine. Am pus. Hai să vedem. Nu e rău. Mă, e
e bun, chiar foarte bun, îmi place, doar că dă așa o dulceața asta, dulcele asta cu picantul ăsta, se dau cap în cap și nu prea ar merge chiar deloc. Nu e rău, dar îi dau nota 7. Următorul, avem un sos teriyaki, stați așa să mai luăm aici. Acum luăm un copănel, cum îi zic eu. Un copănel KFC, dacă vedeți acest video, pasul mi. Că ia să dăm aici. Aici avem un sos teriyaki. KFC, din câte știu, a făcut și combinații cu sos teriyaki și îmi place foarte mult sos teriyaki. Hai să vedem. Ok. Wow! Bă, e bună, rău. Îmi place. Asta nota 10 direct. Sos teriyaki merge foarte, foarte bine cu chestia asta, deci nota 10. Următor avem un ketchup cu teriyaki. Hai să vedem. Bum! Ok, mai tare miroase a teriyaki decât a ketchup. Doamne ajută! Oh my god! Gustul nu e atât de rău pe cât pare, dar ketchup-ul cu sosul teriyaki nu prea merge, credeți-mă pe cuvânt. Și e atât de sărat, nu știu cum, e sărat rău. O să-i dau nota 5 pentru asta. Următorul avem, bineînțeles, pur și simplu un sos de usturoi. Un sos de usturoi pe care vi-l dă și la KFC. Că nu are. Ia uitați-l. Ăsta e sosul. Ce să, ăsta deja știu ce are, dar vreau să-l gust. Nota 10 direct, nici nu mai am, stau la discuții. E bun rău de tot. Na. Ce-ar face găinușile astea? Că le mănânci tu aici fără usturoi. Următorul avem oțet amestecat cu esență de vanilie și sper să mă credeți, adică trebuie să mă credeți. Chiar asta e. Culoarea. Oh! Wow! Vai de viața și de zilele mele. Mamă, cât de nașpa miroase. Închipuiți-vă că pur și simplu oțetul ăla, vaporii aia de oțet vă intră prin nas și vă iese pe altă parte. Plus, are și un miros de vanilie. A, e oribil. Oribil! Hai să degustăm. Ok. Ok. Ok, acum o să-mi pută gura a oțet. Închipuieți că vrei să te duci la o întâlnire, bea oțet cu usturoi. Cu usturoi, doamne, cu esență de vanilie. Ferească Sfântul să nu faceți așa ceva în viața voastră. E oribil! Oribil! Îți intră așa prin organe și prin nas. Cred că o să-i dau nota 1 direct. Nu merge. Nu merge deloc. Și următorul, mai exact ultimul, dar nu cel din urmă, avem aici Nutella. Dar și ce arată-o ciudat, oribil. Nutella, cred că asta am așteptat-o cu toții. Mamă, mamă, hai să dăm bătaie pe ăsta. Oh. Ok. Oh, yummy. Mmm. Wow. Mamă, cât de bună e! Cum, frate, să fie atât de bun? Nu mi-am imaginat în viața vieților mele că un copănel de găină e atât de bun cu Nutella. Mamă, băi, KFC, dacă vedeți acest video, credeți-mă, faceți ceva cu Nutella. Puneți pe cineva acolo care lucrează să deguste și să vedeți cât e de bun. Dar toate drepturile de autor sunt rezervate mie, pentru că e ideea mea. Așa că mare like momentul ăsta. Perfect, cam atât a fost cu acest challenge. Dacă v-a plăcut, scrieți-mi în comentarii ce fel de challenge-uri mai vreți să mai facem. Lăsați ideile și sugestiile voastre în comentarii, pentru că mi-ar place foarte mult să văd ideile voastre. Așa că nu uitați să dați un mare like la acest video, să mă urmăriți pe Instagram Florentin Hristcu, l-aveți în descriere. Și bineînțeles, cam atât. Nu mai am ce să mă fac mai zic. Așa că ne vedem data viitoare cu pace și iubire.
Oh yeah! Salutare!